Știți acel sentiment când vă uitați la un film? Voi poate nu știți când vă uitați, dar eu mă mai uit la câte un film. Vă puteți judeca dacă vreți. Și poate e un film de acțiune, un film cu un război. Îmi plac filmele istorice, filmele în care se recapitulează într-un fel sau altul anumite lucruri adevărate, dar îmi plac și cele care sunt ficțiune. Și după ce ai parcurs tot acest film, ajungi spre finalul filmului și acolo, după multe peripeții și suferințe, se află protagonistul scenariului, protagonistul filmului. În ultimele clipe, știi că sunt ultimele clipe, pentru că filmul durează o oră jumate sau cât, și te afli în ultimele momente și începi și te întrebi oare cum se va sfârși. Și noi ne aflăm la finalul cărții Isaia și am văzut poporul lui Dumnezeu trecând prin multe suferințe, prin multe căderi, am văzut multe strigăte din partea lui Isaia către Dumnezeu să se îndure de acest popor și ne aflăm acum în ultimele clipe, în ultimele momente și începem și ne întrebăm oare cum se va sfârși, oare ce se va întâmpla. Și exact într-un asemenea moment ne aflăm acum, în capitolul 63, am văzut Isaia care din nou strigă către Dumnezeu pentru poporul său, care din nou intervine și în ciuda nepocăinței și în ciuda răzvrătirii poporului, el vine și strigă la adresa lui Dumnezeu și spune, Doamne, îndură-te de acest popor. Și în capitolul 64 strigătul acesta continuă, ba mai mult se amplifică și avem cumva apogeul acestei strigări în versetul 5, care este punctul focal al capitolului nostru. De fapt, capitolul 63 în mare parte și tot capitolul 64 este o strigare către Dumnezeu. În 64 Isaia strigă către Dumnezeu, el strigă pentru întreg poporul, este un reprezentant al poporului și în capitolul 65 vom vedea că Dumnezeu răspunde. Și acolo s-ar putea să primim răspunsul la întrebarea noastră cum se va sfârși această istorie. Dar vom vedea lucrul acesta mai încolo. În această dimineață vrem să vedem acest strigăt. Acest strigăt cu care toți putem să rezonăm, pentru că probabil că n-am avut acest sentiment doar când ne-am uitat la un film, ci și atunci când ne-am uitat la viața noastră. Când am ajuns în mijlocul încercării, când am ajuns în mijlocul depresiei, când am ajuns în mijlocul suferinței, în mijlocul bolii, când toată viața din jurul nostru parcă se năruie, venim și noi cu această întrebare, oare cum se vor sfârși lucrurile? Cu întrebarea care o aduce și Isaia în versetul 5, când strigă către Dumnezeu și spune, vom suferi noi veșnic sau putem fi oare mântuiți? Și odată când ajungem și noi, cel puțin așa simțim că la capătul drumului nostru, la finalul puterilor noastre, aproape că credem că este sfârșitul vieții noastre, strigăm și noi către Dumnezeu și ne întrebăm, mai există scăpare pentru noi? Suntem sortiți ca să suferim veșnic? Suntem sortiți la această suferință toate zilele noastre, ba mai mult, poate și dincolo? Sau există mântuire pentru poporul lui Dumnezeu? Și această dimineață vrem ca să vedem întrebarea aceasta, în primul rând, vrem să vedem strigătul lui Isaia către Dumnezeu și vrem ca să rezonăm și noi cu el. Vrem să rezonăm și noi ca și indivizi și noi ca și biserică. Așa cum ziceam și data trecută, cred că ne regăsim foarte mult, extrem de mult, în aceste episoade de cădere și de lipsă de pocăință din cadrul poporului Dumnezeu în biserica de astăzi. Cred că suntem o oglindire, noi biserica de astăzi, cu ceea ce era poporul lui Dumnezeu atunci. Și cred că putem ca să găsim în această strigare a poporului Dumnezeu un strigăt care noi ar trebui să-l aducem către Dumnezeu în zilele noastre. Strigarea lui Isaia către Dumnezeu începe în versetele 1 la 3 prin această petiție, prin dorința lui ca Dumnezeu ca să pogoare în mijlocul poporului său.
Isaia se uită la ceea ce se întâmplă în jurul lui și spune singura soluție, singurul lucru care ar putea să schimbe ceva este dacă cerurile ar fi despicate și Dumnezeu ar pogorî în mijlocul nostru. Dacă Dumnezeu ar veni aici și s-ar face prezent în mijlocul poporului său, atunci mai avem vreo speranță. Dar dacă nu, atunci fie vom fi nimiciți de dușmanii noștri, fie ne vom nimici noi prin propria noastră păcătoșenie. Și Isaia vine și strigă către Dumnezeu și spune, o, de a-i despica cerurile și te-ai pogorâ în mijlocul nostru, de te-ai pogorâ în mijlocul nostru. Cel mai important cuvânt din aceste prime trei versete este cuvântul o. Pare nesemnificativ, dar este o lecție extraordinară pentru noi. Acest cuvânt ne arată cât de enfatic este, cât de enfatică este această cerere, această strigare. Ne arată disperarea cu care vine Isaia. Este aproape dezlănțuită, necontrolată această strigare de a-i despica cerurile. Oftează, strigă către Dumnezeu. Cerurile reprezintă hotarul între Dumnezeu și om. Există sfera existenței noastre care este aici pe pământ și apoi cerurile care ne separă pe noi de Dumnezeu. Evident, metaforic, Dumnezeu nu trăiește undeva pe o planetă dincolo de atmosfera noastră. Dumnezeu este dincolo de existența noastră, El transcende existența noastră. Dar când ne gândim, ne gândim în acești parametri, în această metaforă. Și este o metaforă biblică. Și Isaia vine și spune de a-i despica cerurile, de a-i deschide încât să străpungi prin ele și să vii aici, în sfera existenței noastre. Să fii prezent în mijlocul nostru. Nu așa cum ești acum, că ești omniprezent și că noi avem existența în tine, ci să simțim prezența ta. Să știm că ești aici. Isaia vrea ca Dumnezeu să nu mai stea departe, să nu mai stea retras, ci să se pogoare în mijlocul nostru, să despice această graniță între noi și El, între pământ și cer, și să intervină, să vină și să coboare în mijlocul, în mijlocul nostru. De fapt, expresia cu care începe nu este o dacă ai despica cerurile, ci traducerea mai corectă ar fi o de a-i fi despicat cerurile. Este la trecut. În același timp, Isaia tânjește după o intervenție viitoare, evident că el vrea ca Dumnezeu acum, atunci să intervină, dar regretă că nu s-a întâmplat deja. Se uită la toată distrugerea din jurul lui, se uită la starea lui sufletească, se uită la frații lui, se uită la poporul Israel, se uită la ceea ce s-a întâmplat cu națiunea lor, se uită la Ierusalim, se uită la tot ceea ce a fost dărâmat. Și spune, Doamne, dacă ai fi despicat tu cerurile și ai fi pogorât în mijlocul nostru, în trecut, înainte ca aceste lucruri să fie întâmplat, o, Doamne, nimic din toată distrugerea aceasta nu s-ar fi întâmplat. Nici unul din dușmanii noștri nu ne-ar fi putut nimici. Și poporul tău nu s-ar fi depărtat de tine. Dar, Doamne, dacă n-ai făcut-o în trecut, fă-o acum. Dacă ai hotărât ca în trecut, n-a fost momentul, n-ai vrut atunci să o faci, Doamne, te implorăm, fă-o acum. Privește la poporul tău și despică cerurile și coboară în mijlocul nostru. Ce vrea de fapt Isaia? Isaia cere două lucruri. Și aceste două sunt prezente în textul nostru prin diferite indicii. În primul rând, el vrea o teofanie, el vrea o prezență reală a lui Dumnezeu. Coboară sau pogoară-te în mijlocul nostru nu este doar o simplă metaforă. El la propriu vrea ca Dumnezeu să vină și să se arate în mijlocul poporului Dumnezeu. În așa fel încât să fie o prezență reală. Această pogorâre nu este metaforică, ci este literală. În mod literal, el vrea ca Dumnezeu să facă aceasta. Efectele, apoi, de asemenea vom vedea că sunt literale. Descrierea lor, da, este metaforică. Munții s-ar topi cum s-ar topi de la foc. Dar topirea munților, vom vedea, nu este metaforică. Și nici pogorârea care o cere Isaia nu este metaforică. El vrea ca Dumnezeu, la propriu, să vină în mijlocul poporului. Vedem lucrul acesta prin faptul că indică un lucru care s-a întâmplat și s-a întâmplat în mod literal.
Munții s-au zguduit când Dumnezeu s-a pogorât în mijlocul poporului. Și ne ducem cu gândul înapoi și știm că lucrul acesta s-a întâmplat la Sinai. Când Dumnezeu a dat legea poporului său și a pogorât pe munte și s-a întâlnit cu Moise și s-a arătat, parțial doar, pentru că dacă am vedea toată slava lui Dumnezeu am fi nimicit, s-a arătat lui Moise și s-a arătat slava și grozăvia sa poporului său și poporul a auzit glasul lui Dumnezeu și la un moment dat s-a aruncat la pământ și a zis: oprește-te, nu mai vrem, nu mai putem. Și muntele s-a zguduit. Și Isaia spune: Doamne, vino din nou. Doamne, poporul acesta este așa de departe de tine încât dacă nu te prezinți în același fel cum ai făcut-o când ai venit și ai instituit acest legământ, când ai venit și ai dat această lege. Doamne, dacă munții nu se zguduie din nou de la prezența ta, nu avem nicio speranță. Isaia vrea o prezență reală a lui Dumnezeu. Tu o vrei? Și vedem că biserica de asemenea aștepta și experimenta. Și Dumnezeu în diverse feluri se face cunoscut și se face prezent. Vedem în Fapte 2, când biserica este instituită, 3.000 de suflete cred, sunt botezate. Și vedem apoi la ceva timp după, când biserica este împreună la închinare, Duhul lui Dumnezeu lucrează cu așa putere în mijlocul lor, încât toată încăperia se zguduie, cum s-a zguduit muntele Sinai. Ați experimentat vreodată așa ceva? Cu siguranță că ați experimentat. Acel moment când ați fost în mijlocul unui program de închinare. Ai venit nepăsător. Ai venit neinteresat. Ai venit necrezând că se va întâmpla ceva special. Și omenește vorbind, nu s-a întâmplat ceva special. Au cântat niște oameni, s-au rugat niște frați, a predicat un păstor. Dar la un moment dat te-a străpuns ceva și în inima ta ai simțit prezența lui Dumnezeu. Părul pe mâinile tale s-a ridicat și inima se zguduia în pieptul tău pentru că știai că Dumnezeu este acolo. Nu doar teoretic, nu doar conceptual, nu doar filosofic, ci El este acolo în mijlocul adunării. Isaia vrea ca Dumnezeu să despice cerurile, să coboare în mijlocul poporului și să se facă prezent. În al doilea rând, Isaia avea intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, precum a făcut-o și în trecut. Și el spune: Doamne, despică cerurile, pogoară-te în mijlocul nostru, și după aia spune, la fel cum ai făcut atunci, când ai făcut minuni, la care noi nu ne așteptam, care nu credeam că sunt posibile, care nu aveam nici măcar curajul să le cere. Duce pe poporul cu gândul la exodul lor, când a despicat Marea Roșie. Și el spune: Doamne, despică acum cerurile, cum ai despicat Marea. Și pogoară în mijlocul poporului tău. Ne-a purtat prin pustie și le-a dat mană cerească. Doamne, fă lucrul acesta din nou, dă-ne hrană din cer, dar dă-ne-o prin prezența ta. Isaia vrea o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu. Isaia nu vrea doar un cuvânt profetic de la Dumnezeu. Isaia vrea prezența și intervenția lui Dumnezeu în viața poporului. De ce vrea el așa de arzător această pogorâre? Ce crede el că va fi efectul? Ce se va rezolva prin această pogorâre? Două efecte ale pogorârii sunt arătate de Isaia. În primul rând, se spune că dacă Dumnezeu ar face lucrul acesta, s-ar topi munții. Și ce este îngrozitor este că Isaia nu vorbește metaforic, ci vorbește literal. Versetul 2, prima parte, este explicația metaforică a ceea ce Isaia spune că se va întâmpla literal. Dacă Dumnezeu ar veni, s-ar topi munții înaintea ta. Versetul 2 ne spune, da, cum se va face aceasta? S-ar topi precum s-ar topi de la un foc. Cade un foc care aprinde vreascurile. Cade un foc care face apa să dea în clocot. Și vedem că focul descris acolo nu este suficient de mare să topească munții. Ați făcut acasă pe aragaz, ați pus de un ceai. Poate focul acela care face apa să dea clocot, să ardă munții, să-i topească? Nu. Dar Isaia vrea să spună că la fel cum apa dă clocot de la un foc adevărat, munții se vor topi de la o prezență adevărată a lui Dumnezeu. Nu metaforic, ci la propriu. Munții nu se vor prăbuși metaforic și nu se vor zgudui
metaforic, ci la propriu se vor topi și se vor zgudui. Versetul 3 ne confirmă lucrul acesta. Ne spune, când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai pogorât și munții s-au zguduit înaintea ta. Nu este o metaforă. S-a întâmplat. Isaia crede că dacă Dumnezeu s-ar face prezent în mijlocul nostru, existența s-ar transforma. Este un lucru traumatic să te întâlnești cu Dumnezeu, cu adevărat. Este un lucru dureros ca să stai în fața Dumnezeului cel Sfânt. În al doilea rând, Isaia crede că puterea aceasta lui Dumnezeu, care este așa de puternică, așa de grozavă, încât munții s-ar zgudui și s-ar topi înaintea lui, ar cuceri toți dușmanii poporului lui Dumnezeu. Dușmanii poporului vor tremura împreună cu munții. Dacă munții se cutremură, ce șansă ar avea acești dușmani care îi asupresc acum? Dacă munții se topesc înaintea lui Dumnezeu, ce șansă ar avea orice imperiu împotriva poporului Dumnezeu? Și noi astăzi ar trebui să ne uităm nu la noi, pentru că noi nu suntem persecutați, să ne uităm la cei din China, care sunt închiși, să ne uităm la cei din Africa, să ne uităm la cei din Orientul Mijlociu. Astăzi mor mai mulți martiri decât oricând altcândva în istoria umană. Și biserica care se află în libertate ar trebui să privească la ceea ce este înaintea ochilor lor și este. Putem intra pe internet și să vedem lucrurile acestea. Putem vedem creștini care sunt decapitați pentru crezul lor și să strigăm către Dumnezeu și să spunem, Doamne, dacă ai despicat-o cer și ai pogorât pe acest pământ, Doamne, ce țară, ce imperiu, ce președinte, ce dictator poate sta înaintea ta? S-ar zgudui, s-ar topi ca munții. Cum vor face munții când tu vei veni pe acest pământ? Isaia înțelege că atunci când Dumnezeu vine în mijlocul poporului său, orice dușman, orice atentat împotriva poporului, orice problemă, atât exterioară cât și interioară, este rezolvată. Pentru că Dumnezeu este acolo. Pentru că Dumnezeu este cu ei. De ce crede Isaia că așa ceva ar fi posibil? De ce ai crede tu că așa ceva ar fi posibil? De ce ar crede biserica de astăzi că Dumnezeu ar mai face așa ceva? Ce motiv am avea să credem că este posibil ca să existe o intervenție așa de puternică încât orice dușman al poporului Dumnezeu, orice dușman al bisericii sale din ziua de astăzi, să fie dărâmat, să fie nimicit? În primul rând, Isaia crede lucrul acesta pentru că știe că are un Dumnezeu adevărat. Priviți la versetul 4. Fraza cheie este aceasta. Niciun Dumnezeu afară de tine. Nu este niciun alt Dumnezeu care să fie adeverit cum te-ai adeverit tu. Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Orice religie vine și are pretenția că are o revelație a lui Dumnezeu. Fie orice Dumnezeu în care cred ei. Și vin și spun, avem un mesaj de la Dumnezeu. Diferența între adevărata religie și falsa religie este că adevărata religie este atestată miraculos. Și falsa religie este bazată pe mitologie. Adevărata religie poate să arate spre evenimente supranaturale care nu pot fi explicate și care nu pot fi contestate, care au fost mărturisite de multipli oameni, de popoare întregi chiar, care sunt atestate istoric și putem să spunem, Dumnezeul nostru a spus asta și uite ce a făcut ca să dovedească că este adevărat. Pe când Dumnezeii falși zic că au făcut multe lucruri, dar când ei la bani mărunți vezi că de fapt este doar o mitologie. Când a făcut Dumnezeul tău? Când a pogorât El foc din ceruri? Când a despicat El marea? Când a făcut El munții să cutremure? Când a înviat El morții? Și când a vindecat pe cei bolnavi? Și dacă te duci și cercetezi la cei care au un Dumnezeu fals, vei vedea că Dumnezeii lor n-au făcut lucrurile acestea vreodată. Sunt multe povești, sunt multe spuse, dar niciun alt Dumnezeu n-a făcut ceea ce Dumnezeu a făcut. Pentru că El este singurul Dumnezeu adevărat. În al doilea rând, Isaia știe că Dumnezeu este un Dumnezeu cert, sigur, un Dumnezeu pe care te poți
baza, te poți baza pe acest Dumnezeu adevărat. Nu doar că El este adeverit, este real și nu un mit, poporul știe lucrul acesta, a experimentat lucrul acesta și noi știm lucrul acesta pentru că avem cuvântul lui Dumnezeu și s-a adeverit în viețile noastre din nou și din nou și din nou. De fiecare dată când l-am pus la îndoială, când ne-am îndoit de cât de adevărat este Dumnezeul nostru, El s-a adeverit în viețile noastre. În al doilea rând, știm că Isaia se poate baza pe acest Dumnezeu, pentru că nu doar s-a adeverit dar știm că a făcut aceste lucruri în trecut, adică a intervenit. Isaia spune, știu că ești adevărat și în al doilea rând, știu că ai mai intervenit. Știu că atunci când poporul tău a avut nevoie de tine, ai intervenit în viața lor, ai venit în mijlocul lor. Priviți la versetul 3. Când ai făcut minunile acestea la care nu te așteptam, la care nu ne așteptam, când te-ai pogorât, da, sunt la trecut. Ei au experimentat deja exact ceea ce cer acum de la Dumnezeu. Ca atare ei cred că Dumnezeul lor adevărat poate să mai facă din nou ceea ce a făcut în trecut. În al treilea rând, ei știu că este în caracterul său să facă lucrul acesta. Este un Dumnezeu care intervine. Este un Dumnezeu care este în relație cu poporul său. Priviți ce spune în versetul 5. Pentru cei ce împlinesc cu bucurie voia lui și pentru cei ce umblă după el și pentru cei ce își aduc aminte de Dumnezeu, spune Isaia, tu ești Dumnezeul care iese înaintea poporului. Acest concept de a ieși înainte, îl vedem pe Dumnezeu care ieșe înaintea poporului, are două idei. Pe de o parte ne arată că în caracterul lui Dumnezeu este să fie un Dumnezeu care așteaptă să aibă părtășie cu poporul său. Această ieșire înainte este ceea ce facem poate fiecare dintre noi când ne vin niște musafiri. Când fratele Călin vine să mă viziteze la Breb ca să luăm un mic dejun sau să bem un ceai și aud că a sosit mașina și a tras la mine în curte, îi ies înainte. Mă duc și deschid ușa și ies afară pe scări și îl aștept. Pentru că vreau ca să am părtășie cu el. Este în caracterul meu față de Călin, pentru că este prietenul meu și colegul meu și pentru că îl iubesc, să zic, îți ies înainte. Nu stau cu ușa închisă și mă duc undeva într-o cameră din spate ca să nu aud cum bate la ușă, îi ies înainte. Și Isaia știe că Dumnezeu este un Dumnezeu care vrea părtășie cu poporul său. În al doilea rând, a ieși înainte este un Dumnezeu care este gata să intervină pentru poporul său. Să vină și să ia apărarea poporului său. Eu când eram mic, eram undeva în clasa 5-a sau 6-a, Timi era în clasele primare și eu mergeam la școală, ieșeam din casă, eu mergeam la dreapta, aveam cam 2-3 străzi de mers și el mergea la o școală undeva la stânga, la 2-3 străzi. Eu ajungeam primul acasă, el venea puțin după mine. Și Timi era și este o fire foarte bătăușă, cel puțin în inima lui, nu știu dacă fizic, da? Și el la școală intra în tot felul de argumente cu unul cu altul și la un moment dat colegii lui spunea, hei, când ieșim de aici, că aici învățătoarele și învățătorii, ți-o iei. Și ieșeau afară și colegii lui vreau că acum să-i dea ce îi se cuvinea. Și el cumva tot îi ținea cu vorba până când ajungea. Mergea o stradă, două străzi, trei străzi și ajungea la colțul străzii unde locuiam noi. Și când ajungea acolo, el știa că orice ar fi, fratele lui va ieși înainte. Nu poți sta sus la etaj, da, te uiți pe geam și vezi cum încasează fratele tău. Și el ajungea acolo și striga. Și atunci eu ieșeam înainte. Și eu fiind mult mai mare decât colegii săi, toți colegii săi o luau la fugă pentru că nu vreau să intre într-un conflict cu mine. Cu el intra oricând, cu mine nu. Este conceptul acela de a-ți ieși înainte, adică în apărarea ta. Dumnezeul care iese înainte, pogoară în mijlocul poporului și se uită la dușmanii poporului și spune, vreți bătaie? Haideți! Vreți ca să ne certăm? Haideți! Aveți ceva cu poporul meu? Aveți ceva cu mine. Și Isaia știe că este în caracterul lui Dumnezeu ca Dumnezeu să fie în părtășie cu poporul său, să deschidă ușa și să iese înainte să spună haide și ai părtășie cu mine. Și în același timp este în caracterul său ca să iasă înainte, adică să-și apere poporul. Și de aceea el vrea ca Dumnezeu să vină în mijlocul poporului. Pentru că el știe că asta va însemna părtășie cu poporul și protecția poporului. Care este problema? Pentru că știm că este o problemă. Știm că acest strigă disperat se prezintă o problemă. Și anume, problema este
că acest Dumnezeu, care este sigur, te poți baza pe El, este pe de o parte imprevizibil și pe de altă parte este un Dumnezeu mânios. Este un Dumnezeu drept și sfânt. Când spun imprevizibil, nu vreau să spun prin asta și în niciun caz nu putem înțelege că nu te poți baza pe acest Dumnezeu, ci doar că nu-L poți controla. Nu este un Dumnezeu la care îi spui hai încoace și El neapărat trebuie să vină încoace. Nu este un Dumnezeu care îl poți manipula. Priviți în versetul 3. Ai făcut minuni la care nu ne așteptam. Nu este un Dumnezeu la care te poți aștepta să facă tot ceea ce vrei tu. Este un Dumnezeu suveran care face tot ceea ce vrea El. Și în al doilea rând, problema este că acest Dumnezeu, același Dumnezeu, care face munții să se zguduie, care topește munții prin prezența sa, e mânios cu ei. E mânios cu noi. De ce? Ne spune foarte clar. Ești mânios pentru că am păcătuit. Acest Dumnezeu adevărat este atotputernic și nu poate suferi păcatul. Și nu poate fi controlat. Adică nu-L poți mitui. Nu poți ca să mergi la El și să-L convingi cumva, să-I aduci ceva cadou sau, și cumva să-L faci să zici, ok, acum înțeleg că lucrurile nu sunt exact ok între noi, dar uite, ți-am adus ceva frumos, hai și rezolvăm problema. Nu merge așa cu Dumnezeu. Nu poate fi controlat. Nu poate fi mituit. El este mânios atunci când poporul său păcătuiește. Și singura soluție este că trebuie rezolvată problema păcatului. Altfel, dacă El vine în mijlocul nostru și noi suntem păcătoși, ne vom topi și noi cum se topesc munții. Și nu ne-a ajutat la nimic. Un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu îngrozitor, dar un Dumnezeu care este mânios împotriva noastră. Și atunci ne întrebăm și noi, cum s-au întrebat și ei, mai putem fi mântuiți? Vom suferi noi veșnic sau mai putem fi noi mântuiți? Și există două posibile rezultate, două posibile răspunsuri. Pe de o parte, există răspunsul care spune nu vom mai putea fi mântuiți. Vom suferi pentru veșnicie. Și ne uităm la motivele pentru care Isaia spune că aceasta ar fi o posibilitate. Și le enumără. Ne spune că motivul principal este păcatul nostru. Ne spune că ne-am pătat cumplit datorită păcatului nostru. Și nu mai putem fi acceptați de Dumnezeu. Și faptele noastre sunt lipsite de vreo valoare înaintea lui Dumnezeu. Toți am ajuns ca niște necurați. Și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Nu mai poți face nimic de valoare pentru Dumnezeu, pentru că El nu primește nimic pătat de păcat. Tot ceea ce aduci în prezența Lui trebuie să fie curat și tu nu ai nimic curat. Și eu nu am nimic curat. Și ei nu aveau nimic curat. Toți suntem ofiliți, lipsiți de viață datorită păcatului și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul, adică ne poartă departe de Dumnezeu. Nu avem control asupra lor. Nu mai avem puterea și vlaga și viața să rezistăm împotriva păcatului. Și ca atare suntem purtați de păcatul nostru. Păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu. Ca atare, privim la starea noastră de păcat și spunem, nu mai este speranță. Apoi, Isaia spune că lipsa de pocăință ne arată faptul că vom suferi veșnic și că nu mai există speranță pentru noi. Versetul 7. Nu este nimeni care să cheme numele Tău sau care să se trezească și să alipiască de Tine. Oamenii nu se întorc spre Dumnezeu. Oamenii nu lasă păcatul lor deoparte și spun vreau să renunț la el, mi scârbă de el și vreau să-L caut pe Dumnezeu. Și datorită păcatului lor care îi desparte de Dumnezeu și datorită lipsei de pocăință, se pare că nu mai există nicio șansă. Ba mai mult, se pare că toți oamenii sunt în această stare. Toți am ajuns, toți suntem, nu este nimeni. Concluzia, de aceea, ne lasă să pierim. Pentru că suntem păcătoși, pentru că suntem lipsiți de pocăință, pentru că toți suntem așa, ne lasă să pierim. Răspunsul celălalt este acesta. Da, mai este speranță.
nu vom suferi veșnic. Va veni mântuirea. De ce crede Isaia că este posibil așa ceva? De ce crede Isaia că s-ar putea ca suferința noastră să se încheie și Dumnezeu să intervină și să ne mântuie? În primul rând, observați că Isaia mizează nu pe nimic altceva decât pe Dumnezeu. Dacă toate lucrurile negative au fost despre noi, acum începe și spune, Doamne, Tu ești altfel. Dar Domnul, spune Isaia, dar Domnul este altfel. Dar Doamne, Te rugăm, amintește-ți cine ești Tu. Amintește-ți că Tu ești Tatăl nostru. Amintește-ți că noi suntem poporul Tău. Amintește-ți de îndurarea Ta. Versetul 9, roagă pe Dumnezeu, Doamne, Te rog, nu ține seamă de păcatele noastre. Știm că suntem păcătoși, știm că merităm pierzarea, știm că nu avem niciun merit. Dar, Doamne, Tu ești îndelung răbdător și Tu ești milos și Tu ești bun și Tu ești un Dumnezeu care iartă. În versetul 12, după ce invocă atât caracterul lui Dumnezeu, cât și relația lui Dumnezeu față de poporul său, în versetul 10 și 11, Isaia invocă gelozia lui Dumnezeu pentru slava sa. El spune în felul următor, cetățile tale, cele sfinte, sunt pustii. Sionul este pustiu, Ierusalimul este o pustietate, casa noastră cea sfântă și slăvită, în care părinții noștri cântau laudele tale, a ajuns pradă flăcăilor. Și tot ce aveam mai scump a fost pustiit. Și treaba este, și ce dacă? Trebuie să înțelegem că ceea ce Isaia spune este, Doamne, poporul acesta este poporul Tău. Poporul acesta Te reprezintă pe Tine. Ierusalimul este orașul Tău. Casa aceea unde noi ne lăudam Te reprezintă pe Tine. Doamne, din gelozie pentru numele Tău. Pentru că toți priveau la această națiune care este acum lipită, era atunci lipită pământului și spuneau, ce Dumnezeu este acela? Cine mai cheamă numele Lui? Cine mai aduce laudă la adresa Lui? Unde sunt templele Lui? Unde sunt bisericile Lui? Și Isaia spune, Doamne, uită-te la mărturia care există pentru Tine în lumea aceasta. Și din gelozie pentru slava numelui Tău, fă ceva. Nu pentru că noi suntem cineva, nu pentru că noi am meritat, nu mizăm pe faptele noastre murdare, nu mizăm că am putea să Te mituim cumva, mizăm doar în caracterul Tău, mizăm doar pe faptul că Tu ești Tatăl nostru și că noi suntem poporul Tău, că ești un Dumnezeu plin de îndurare și că ești gelos ca slava Ta să fie arătată. Priviți concluzia capitolului 64, versetul 12. După ce vine Isaia și strigă către Dumnezeu, după ce recunoaște păcătoșenia lor și faptul că merită să fie pedepsiți, după ce face un apel la caracterul și bunătatea lui Dumnezeu, concluzionează în felul următor, versetul 12. După toate acestea, adică, după ce ne-ai creat, după ce ne-ai ales să fim poporul Tău, după ce ne-ai răscumpărat din sclavie, după ce ne-ai disciplinat din nou și din nou prin robie și prin suferință, după toate acestea, Te vei opri Tu, Doamne? Vei tăcea Tu oare și ne vei întrista nespus de mult? Voi ce credeți? Va abandona Dumnezeu poporul Său? Va lăsa numele Său să fie făcut de rușine? Vă las cu acest gând și vom afla data viitoare când continuăm studiul nostru în capitolul 65. Dar până atunci, vă recomand și vă implor și vă rog să strigăm către Dumnezeu. Doamne, ai milă de poporul Tău. Despică cerul și pogoară în mijlocul nostru. Amin.